сестры. Eu am nevoie de doamna Ecaterina. Dumneavoastră sunteți. Eu mă numesc Ion, sunt de la compania Livrare Flori și avem o surpriză pentru dumneavoastră. Vă rog frumos, acest buchețel este pentru dumneavoastră. Așa, doar buchetul, așa. Aici un coș cu fructe. O să serviți cu toți oaspeții. Așa. O tortă, asemenea. Am să o pun, o să vă ajute. Așa. Și o șampanie. O băutură pentru o babă, știi, și mai iubește tare. Gine. Desigur. Că ați avut grijă și mi-ați adus. Numai decât. De unde ați știut că chiar mi-am place. Preferați, da? Doamna Ecaterina, mai avem și un mesaj de felicitare, care cu permisiunea dumneavoastră o să-i dau citire. Azi e ziua ta, împlinești frumoasa vârstă de 80 de ani. Îți dorim din tot sufletul multă sănătate și să te țină bunul Dumnezeu cât mai aproape de noi. Chiar dacă suntem departe, tu ești mereu în inimile noastre. Ești candela aprinsă a vieții noastre, care nu se stinge niciodată și care luminează și ne veghează tot timpul. La mulți ani, scumpă mamă! Cu drag, Tatiana și Bernardo. Să trăiți, doamne Ecaterina? Aveți posibilitatea să le lăsați un mesaj de mulțumire. Eu să le spun la copiii, le mulțumesc tare mult că nu mă uită ei pe mine. Eu tot și eu nu vreau să-i uit, dar tare. Eu mă mândresc cu dânși, tare aș vrea să fost cu mine mui aici împreună, tare îi doresc și ei lângă mine. Dar dacă s-a întâmplat așa, le mulțumesc că nu mă uită. Nu mă uită măcar. Multă sănătate le doresc și lor. Și să ne întâlnim sănătoși de câte zile. Dacă îi mai avea zile să mă întâlnesc cu dânșii. Asta de la mine. Asta aveți. Cel mai mult sănătate le doresc. Mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți. Zile senine și fericire la mulți ani să trăiți. Zile senine și fericire la mulți ani să trăiți. Livrareflori.md. Gestul contează.